găsit, doamnelor, domnilor, din nou în fața dumneavoastră, Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube la Hunedoara 1 TV. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ne scrieți în fiecare zi. Să sperăm că informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră sunt de bun augur pentru toți cei care ne urmăriți și invitații pe care îi avem. Vă și răspund atunci când poate le aveți unele întrebări să le adresați. Astăzi continuăm așa călătoria noastră prin județul Hunedoara și ajungem în Ținutul Pădurenilor, una dintre cele mai apreciate zone din județul Hunedoara și, îmi permit să spun, și din țară, pentru că încet încet a devenit tot mai cunoscut acest ținut minunat pe care județul Hunedoara îl oferă. Ce fac autoritățile de aici pentru a schimba puțin în bine, bineînțeles, această zonă și oportunitățile pe care și cei care locuiesc în această zonă le au? Încercăm să aflăm astăzi de la invitatul meu, domnul Mircea Costa, primarul comunei Cerbăl. Bună ziua, bine ați venit pentru prima dată la noi, sunt convinsă că nu va fi ultima. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Să știți că urmăresc cu interes emisiunile dumneavoastră și vă felicit pentru că chiar sunt reușite. Chiar vă mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm pentru acest lucru. Începem puțin în sens invers, să spunem, al lucrurilor, pentru că spuneam puțin mai devreme despre acest ținut, cât de frumos este și așa mai departe. O să discutăm astăzi, pentru că avem timp în 45 de minute, să spunem măcar o mică parte din ceea ce înseamnă acest ținut pentru dumneavoastră și pentru oamenii de aici. Dar aș vrea să încep cu cea mai recentă, să spunem, cel mai recent eveniment ce a avut loc. V-ați depus candidatura, domnule primar, pentru încă un mandat în fruntea comunității pe care o reprezentați de ceva timp, cu o mică diferență. Data trecută a fost din partea Partidului Național Liberal, acum din partea Partidului Social Democrat. Așa e, astăzi mi-am depus candidatura pentru un nou mandat împreună cu echipa de consilieri. Îi avem acum în imagine și pe colegii dumneavoastră. Da, și mă bucur că sunt alături de mine, sunt niște oameni minunați care doresc să facă ceva pentru această comunitate frumoasă. După cum spuneați, mandatul trecut, într-adevăr, am fost la Partidul Național Liberal, iar acum sunt la Partidul Social Democrat. Poate vă întrebați de ce am ales să fac acest pas de la Partidul Național la Partidul... Au curs câteva râuri de cerneală și în presa locală despre acest subiect. Într-adevăr, de ce ați ales să plecați din Partidul Național Liberal, un partid care v-a fost la suflet mult timp, să și nu să uităm, mergeți la PSD? Să nu uităm că la primul meu mandat l-am avut în Partidul Social Democrat. Deci, când am câștigat primul mandat de primar, l-am câștigat alături de domnul președinte Nistor și de Partidul Social Democrat. Știți cum e, ca și în viață, începi să faci mai încerci mai multe lucruri și după aceea te întorci acolo unde constați că ți-a fost cel mai bine, e mai bine, unde ți-a fost cel mai bine. Și acest lucru se întâmplă și acum la mine. Să vă dau un exemplu. Deci în primul mandat, 2016-2020, am realizat în comună aproape 20 de kilometri de asfalt. Iar acum, în mandatul acesta, 2020-2024... Cel în care ați fost în PNL? În PNL. Ce ați reușit să realizați? A realizat, cred... Că trebuie să vă întoarceți în PSD, kilometri. Nu? Nu. Vorbeam acum din punct de vedere tehnic. 5 kilometri, adică mult mai puțin. Și mi-am dat seama că, de fapt, am greșit. Am greșit că am făcut pasul acela de a mă duce în Partidul Național Liberal. Într-adevăr, că spuneați că e Partidul Național Liberal, pentru mine poate este de suflet. Într-adevăr, nu pot spune. Eu sunt liberal din punct de vedere al faptului că provin din mediul privat. Eu acolo îmi desfășor activitatea, deci pentru mine primăria înseamnă mai mult un hobby și o dorință de a face ceva pentru comunitatea din care fac parte. Dar existența mea și a familiei mele mi-o câștig din mediul privat. Și cu siguranță tot acolo mă voi întoarce când constat că mi-am îndeplinit misiunea de a face lucruri frumoase pentru comunitatea de unde mă trag. Adică din comuna Cerbăl, eu acolo am copilărit, locuiesc în municipiul Hunedoara, dar acolo am copilărit, acolo bunicii mei, de acolo se trag părinții mei. Să simțiți nevoia să vă implicați mai mult implic, în această comunitate, să mă întorc, pentru că i-am simțit potențialul
turistic din comuna Cerbăl și am vrut să pun și o cărămidă la dezvoltarea din punct de vedere turistic a comunei Cerbăl și a ținutului Pădurenilor. Contează pentru un primar, că spuneați că în cât timp ați fost în PSD, din 2016 până în 2020, ați reușit să faceți 20 de kilometri de asfalt, mai apoi din partea PNL, când ați fost primar, ați reușit 5 kilometri sau 4 kilometri, cât deci mult mai puțin. Contează pentru un primar din ce partid face parte? Câteodată da, contează. Chiar dacă tu ca primar îți dorești să faci, ai entuziasm, ai energie, ai idei, eu vorbesc din punctul meu de vedere, dacă nu ai suficient sprijin, nu poți să realizezi aceste lucruri. Deși și cât timp ați fost în Partidul Național Liberal, ați avut la București parlamentari hunedoreni, care v-ar fi putut sprijini mai mult. S-a întâmplat acest lucru? Ați simțit acest lucru? Nu, din păcate, nu am simțit acest lucru, pentru că dacă simțeam acest lucru, se regăsea în kilometrii aia de asfalt și în proiectele alea pe care trebuie făcute și realizate. Da, din păcate nu, dar să nu mă înțelegeți greșit, deci să nu mă înțelegeți că eu port pică cuiva sau reproșez ceva conducerii Partidului Național Liberal. Nu, eu sunt, mai ales că acum suntem și în Săptămâna Mare, trebuie să fim mai buni și asta e. Deci să ne facem treaba și atât. Ați încheiat, să înțeleg, socotelile cu Partidul Național Liberal, da, ați îngropat, da, să spunem, toate, da, cele care nu v-au fost chiar la suflet, da, pentru comunitate, în primul rând, bineînțeles. Deci, pentru mine contează comunitatea cel mai mult. Și acum eu consider, la fel am considerat și în 2020 când am făcut pasul către, deci de la PSD la PNL, am considerat că pot face mult mai multe lucruri ducându-mă acolo pentru comunitate. Am constatat că nu am greșit și acum am făcut pasul, am revenit la, să zic așa, la matcă și sunt convins că în acest mandat voi reuși să fac la fel de multe lucruri cum am făcut în primul mandat, în acela 2016-2020. Asta. Deci sunt convins de acest lucru. Domnul președinte Nistor m-a asigurat de tot sprijinul lui. Într-adevăr, și mă bucur și mulțumesc pe această cale că m-a reprimit, a înțeles că am greșit și el e un om cu suflet bun și mi-a garantat că va fi alături de mine și mă va ajuta să-mi duc la îndeplinire proiectele pentru dezvoltarea comunității și nu din Cerbăl, dar nu neapărat din Cerbăl, pentru întreg ținutul Pădurenilor. Chiar acum urmează, în zilele următoare, s-au făcut actele necesare demarării reabilitării drumului 708D, adică drumul care leagă satul Feregi de Poiana Rechițelii și de Vadul Dobrii. Deci treceți de granițele comunei. Pentru că este un proiect atât de benefic pentru dezvoltarea turismului din Ținutul Pădurenilor. Vă dați seama ce înseamnă să pleci din Deva, să ajungi în Poiana Rechițelii, de acolo să ajungi în Vadul Dobrii, din Vadul Dobrii să ajungi la Lunca Cernii. Adică să fie niște drumuri, drumul acesta să lege comunele din Ținutul Pădurenilor. În prezent nu este asfalt pe acest drum. Nu. Este un drum pietruit. Județean, dar nici măcar pietruit. Este un drum inaccesibil. E asfalt electoral, domnule primar, acesta? De parte gândul. Când ne apropiem de alegeri și... Nu. Deci tot ce vă spun acum sunt proiecte de suflet, nu le fac pentru ca cineva să mă voteze. Adică oamenii oricum mă vor vota. Asta rămâne de văzut. Știți ce? Da, ce vreau să vă spun. E faptul că eu nu am contracandidat în comuna Cerbăl. Cred că sunteți primul primar care ne spune așa ceva în direct, că nu are contracandidat. Da, de cele mai am... multe ori vin și fie se plâng că deja au început atacurile politice, atacuri la nivel personal. Cum s-a întâmplat așa să nu aveți contracandidat în comuna? În comuna Cerbăl nu există un contracandidat pentru mine și acest lucru mă responsabilizează mai mult. Adică și mă și bucur în același timp, pentru că concetățenii mei au constatat că eu chiar vreau să fac treabă pentru ei, pentru comunitatea noastră de acolo și
ei mi-au dat girul că eu sunt cel care trebuie în continuare să lupt pentru bunăstarea lor și pentru dezvoltarea comunității. Și nu s-a mai înscris nimeni dintr-un alt partid, PNL, PMP, mai știu eu ce alte partide să se înscrie în această luptă electorală la Cerbăl. Nu există nici măcar, deci la Cerbăl, până la această oră, deci mai sunt câteva ore, până când se vor putea înscrie, dar din câte știu eu nu este nimeni. Va fi un partid, să spun așa, unic. Deci nici la Consiliul Local nu va mai fi nimeni. Deci va fi, toți cei nouă consilieri vor fi de aceeași culoare politică ca și mine, asta ca și primarul. Că toate proiectele pe care le aveți vor trece cu siguranță și nu veți avea probleme. Dar din acest punct tot de așa vedere. Au trecut și în trecut. Adică nu am avut niciodată opoziție. Eu de când sunt primar nu am avut opoziție în Consiliul Local. Credeți că e bine să nu aveți opoziție în Consiliul Local? Că poate uneori mai aveți unele idei care poate să nu fie chiar atât de potrivite, să spunem. Nu știți de ce? Nu. Eu iau ideile și de la consilierii locali. Adică nu-i că impun eu doar idei mele. Nu, noi conlucrăm cu toții acolo. Discutați, vă așezați discutăm la aceeași masă. Și încercăm să facem. Deci, pentru că să știți că nu este ușor într-o comunitate mică, pentru că veniturile noastre sunt atât de limitate, ne este greu să găsim și angajați. Gândiți-vă că noi în Comuna Cerbăl avem acum 6 angajați. Dar cu 6 angajați am reușit să facem... În primărie. Exact. Suntem 6. Cu tot cu primar și viceprimar. Nu. Dar chiar dacă suntem atât de puțini, mă bucur că am reușit să accesăm cam toate fondurile care erau disponibile pentru comunitățile mici. Deci nu tot, și pe Programul Național de Reziliență și pe Angel Salini, toate programele care au apărut, noi am depus și am câștigat. Deci nu există. Pe PNDL, pe tot. Deci stăm destul de bine, să zic așa. Și atunci vine cumva întrebarea firească, de ce în alte primării în care sunt 20-30 de angajați nu s-au putut scrie și depune proiecte și atât că dumneavoastră 6 de toți, cu dumneavoastră și cu viceprimar, ați reușit să și scrieți, să și depuneți aceste proiecte, să le și câștigați, să câștigați finanțare pentru a implementa aceste proiecte. Cum faceți asta? Cum ați reușit? Cu multă muncă. Multă, multă, multă muncă și perseverența. Asta e cheia. Acestea din sunt ingredientele, ingredientele pe care ar trebui să le folosească fiecare primar până la urmă. Adică când îți dorești ceva cu adevărat, consider că se poate realiza. Da, sunteți mulțumit de ceea ce ați reușit să realizați în Comuna Cerbăl până în prezent? Așa, dacă ar fi să faceți un fel de bilanț. Ca 80%. Aș fi vrut mai mult. Dar, din păcate, din vari motive, nu am reușit în totalitate. O parte dintre cele vari motive ni le-ați expus puțin mai devreme, cu privire la foștii colegi liberali. Până la urmă, trebuie să, exact cum spunea, să munciți pentru cetățeni, pentru cei care poate vin și cu propuneri uneori, nu știu dacă este sau nu așa, dar mă gândesc că vă mai luați inspirația și de la cetățenii care fie se mai plâng, fie vin poate cu anumite idei pentru a dezvolta această zonă, cum este și firesc să se întâmple. Trebuie să ne implicăm cu toții, pentru că de cele mai multe ori așteptăm să se întâmple minuni, doar că implicarea, cu o implicare mai puțină, dacă se poate. Și încerc să-mi imaginez cum va arăta această campanie electorală la Cerbăl, cu dumneavoastră unic candidat. Va fi una cât se poate de liniștită, cred, nu? Nu va exista campanie. Nu, e de... Acum, după aceste zile de vacanță, de mini-vacanță, de fapt, noi nici în aceste zile nu avem vacanță, pentru că avem câteva evenimente despre pregătite. Despre care o să discutăm imediat. Toi ne începem activitatea de luni la lucru, la proiecte, să ne vedem, să fim în sprijinul acolo, să... cetățenilor. Vă continuați activitatea, adică noi, practic. Sau normală, o activitate normală, fără campanie. Nu există sunteți campanie. Sunteți pe acea mentalitate, că un dar primar zis, își face campanie în toți anii de mandat, practic, nu? Așa e. Deci, nu acum. Da, deci eu mi-am făcut campania în toți acești 4 ani. Adică am fost alături de oameni, de cetățeni și mă bucur că ei apreciază acest lucru. Deci nu există satisfacție mai mare decât aceea când vezi că munca ta este apreciată de oamenii din comunitatea pe care o reprezinți. După cum vă spuneam, în mediul privat, chiar dacă acolo ai anumite realizări din punct de vedere economic, material,
și din punctul de vedere al familiei, stai bine, ești bine din aceste puncte de vedere, dar ai o satisfacție de nedescris și atunci când poți să faci ceva pentru comunitatea din care ai plecat, din care... Deci, nu am cuvinte de a exprima, deci nu pot exprima în cuvinte ceea ce simți când vezi că ai făcut un drum, ai făcut un proiect și de acel drum, de acel proiect se pot bucura mai mulți oameni. Deci și poate mai multe generații, mai multe dacă generații, sunt lucrări trainici în această zonă. Haideți să vedem câteva imagini, că spuneați de lucrările care au demarat acum în comună și să vedem și noi aici câteva imagini. Spuneați că sunt proaspete aceste fotografii. Da, deci astea sunt făcute chiar acum înainte de a veni la dumneavoastră în emisiune. Imediat după depunerea candidaturii am fost pe șantier. Poți apuca de treabă. Astăzi, da, am început un proiect pe Anghel Salini de asfaltare a 3 drumuri comunale. Sunt ultimele drumuri care necesită asfaltare de pe raza comunei. Deci odată cu asfaltarea acestor drumuri, avem asfalt total în proporție de 100%. De fapt, hai să poate mi-a mai scăpat o uliță micuță de 100-200 de metri pentru că avem 8 sate în comună. Și toate sunt asfaltate. Da, sunt. Da, deci e o comună destul de groaie, pentru că cel mai îndepărtat sat e la 1100 de metri altitudine și vă dați seama, pe timp de iarnă ne confruntăm cu probleme. Și ați avut, cred că în fiecare iarnă ați fiecare avut probleme, fie din cauza zăpezii, fie din cauza aluviunilor, pentru că și aici mai fost probleme și știu că, da, din păcate, cred că anul trecut sau la începutul anul trecut am avut în vară niște calamități foarte, foarte urâte, să spun așa. A fost afectat drumul județean 687J, drumul de acces către comuna Cerbăl. Practic, oamenii au fost cam blocat o perioadă în acea zonă. Și da, și din păcate încă guvernul nu a găsit resursele necesare pentru a reface acest drum, pentru că era primar liberal. Era un guvern care totuși ar fi putut să spună și să facă mai mult. Nu s-a întâmplat acest lucru. Nu s-a întâmplat, din păcate. Nici în prezent nu ați primit. Nu, din păcate nu am primit banii pe calamități. Și ce soluție ați găsit? Nu am găsit. Deocamdată nu am găsit și situația e destul de gravă din acest punct de vedere. Nu știu, sperăm că imediat după post-electoral, după ce se încheie cu alegerile, guvernul să găsească o soluție ca să primim acești bani pentru refacerea drumurilor calamitate în anul trecut. Ați reușit să-l amenajați cât de cât? Cât se de poate cât. Trece, da, se poate trece, zonă? Dar nu e normal să fie cum e acum. Și deși a început să vină foarte multă lume în zonă și mă simt așa legat de mâini și mi-e greu că nu pot să fac nimic. Că dacă nu ați putea face acel drum din bugetul local? Nu, și nici nu, pentru că și drumul este județean. Mm-hmm. Deci nu drumul este județean și nu putem noi interveni, din păcate. Și asta e, da. Nu le putem face pe toate. Exact, sunt mai depindem de alți factori. Situații delicate din acest punct de vedere, în care oricum e clar, oamenii au așteptări în primul rând de la primar. Primarul să le facă pe toate dacă se poate, pentru că sunteți acolo în prima linie, sunteți mereu în fața lor, în mijlocul lor și este firesc să vă ceară sprijinul cu orice, și cu un astfel de drum și cu ulițele pe care spuneați că, iată, în proporție destul de mare ați reușit să le asfaltați în întreaga comună. Ce alte utilități, să spunem, sunt binevenite pentru cetățeni? Canalizare, apă. Acum știu că este o zonă delicată, da, din o zonă punct de vedere munte. Al reliefului. Da, e o zonă de munte. La puteți noi, să faceți munte. Ceva și în acest avem, sens? Noi avem apă în 4 satele comune, avem apă. De canalizare nu se pune problema, deși eu am depus un proiect pe Anghel Salini și de apă și canalizare pentru celelalte 4 sate unde nu avem apă, dar din păcate am primit doar 10% din valoarea proiectului, din cauza că nu avem populație și exista un standard de cost acolo și nu ne încadram.
Adică nicio șansă. Nu, nu ați avut cum să alocați diferența de 90% din acel proiect? Nici gând. Era un proiect în valoare de 17 milioane de lei. Și gândiți-vă, mi s-a alocat 1.700.000. Adică de banii aia nu puteam să facem doar câteva șanțuri. Mult prea puțin, aproape inexistent de fapt. Exact. Și atunci am renunțat la banii respectivi să-i folosească altcineva într-o altă localitate, într-o altă comună, care chiar pentru ei acei bani erau folositori. Eu sunt genul, v-am spus, venind din privat, eu vreau ca fiecare ban să se cheltuiască cu chibzuință și să... Așa să nu se irosească. Exact, așa ar trebui să fie mentalitatea tuturor primarilor, doar că probabil contează și experiența din privat atunci când ajungi într-o astfel de funcție. Eu zic că v-a da. V-a ajutat? Da, foarte mult. Pe mine foarte mult, da. Din punctul meu de vedere m-a ajutat. Deși mi-a fost foarte greu, pentru că imediat după ce am la primul mandat, după ce am câștigat mandatul, am constatat că în administrația publică lucrurile merg mai greoi, mult mai greoi decât în privat. Adică aveam bani și nu puteam să-i cheltuiesc pentru că, dau un exemplu, nu erau puși pe capitolul nu știu care, trebuia să faci hotărâre de consiliu, adică trebuia achiziție pe SIA, nu e ca în privat. În privat, dacă ai bani în cont, te duci și îți cumperi și îți faci proiectul sau îți rezolvi problema. Exact. Când în administrația publică nu e așa. Dar v-ați obișnuit. Cum v-am spus și în acest proiect pe care de-abia astăzi, după 2 ani de zile, ne-am apucat de proiectul propriu-zis, adică a fost prima cupă de excavator. L-am început în urmă cu 2 ani. Vă dați seama câtă birocrație, câtă nebunie, deci, practic, birocrația v-a ținut câte avize, câte, licitații, contestații. Deci, din păcate, lucrurile se mișcă foarte greu în administrația publică. Dar mă bucur că, Dumnezeu ne dă sănătate, ne dă putere ca să putem să le ducem. Pentru că chiar avem nevoie de aceste lucruri, de sănătate și de puterea de muncă. Că câteodată îți vine să renunți. V-a venit cele 2 mandate să renunțați această funcție? Da, de multe ori. Și în ce momente v-ați spus, gata, renunț, nu mai vreau, mă întorc la afacerile mele? În momentele alea, în momentele când vedeai că... Tu vrei să faci treabă și ți se pun piedici la diferite instituții ale statului. Și constați că nu, pentru un aviz trebuie să aștepți 3 luni de zile. Dar am trecut peste, trec peste pentru oamenii mei de acolo și pentru că ei îmi dau energia. Când îi simt că mă vor acolo, ei îmi dau energia ca să merg mai departe. Și atât că mergeți, ați ales de fapt să mergeți mai departe pentru acești oameni. Încă un mandat. Eu zic că după... în acest mandat. V-ați stabilit un target. Da, eu cam așa zic că în mandatul acesta reușesc să mi le pun toate la punct, să pun toate drumurile să fie făcute. Plus că, din câte se aude, se va face o regionalizare și eu sunt un om care sunt pro-regionalizare. Eu sunt în orice moment aș renunța la funcția de primar, eu dumneavoastră, chiar. Doar că mulți sunt, pentru că și-ar pierde locul de muncă, să zic așa, dar eu nu sunt primar pentru a avea un loc de muncă. Eu chiar am venit aici ca să-mi fac treaba, mi-am făcut-o și o fac în continuare, iar după aceea vreau să mă întorc la munca mea din privat, la familie și... Asta vă doriți. Da, deci așa văd. Vă doriți ca... Plus că nu... Deși unii spuneau că de politică, că sunt băgat în politică, nu, eu nu sunt un politician, nu mă consider politician. Nu. Și nu am aspirații politice. Eu doar vreau să-mi fac treaba din punct de vedere administrativ și atât. În rest nu mă interesează politica. Doar că se îmbină politica și administrația. Așa e, da. Sunt cumva mână-n mână. Sunt relaxat din punctul ăsta de vedere pentru că nu am aspirații politice și atunci sunt relaxat. Nu v-a convins politica românească în acești ani să aveți aceste aspirații politice mai înalte, să spunem? Nu, din păcate, nu. Pentru că știți de ce? Ce am constatat eu, ce am observat, că, bine, aici nu vorbesc la modul general, dar sunt mulți care
fac politică doar pentru a avea un job, pentru a ajunge să aibă un loc de muncă. Nu pentru a face treabă pentru comunitate și pentru oameni, la urma urmei. Și din păcate se întâmplă. Și na, mie nu-mi place acest lucru. Nu-mi place. Nu vă place, atunci, dar sunteți conștient că aveți foarte mulți colegi de genul acesta. Da, sunt foarte mulți. Sunt foarte, chiar foarte mulți. Și nu doar primari. Mă refer aici așa. Nu, deci aici nu vorbim de primari. Exact. Sau primarii chiar, dar mulți fac politică, v-am zis, pentru a ajunge la diferite joburi bine plătite la stat. Dar și acestea sunt cumva pe termen scurt pentru unii. Pentru că nu poți, sau cel puțin în teorie, sau n-am fi găsit noi, unii dintre noi, e secretul, să spunem, nu poți să stai la infinit în anumite funcții dacă nu ești capabil să îți duci la bun sfârșit anumite sarcini pe care le are acel job. Sau se poate? Nu, vă contrazic. Deci se poate. Da, da, deci, da. La stat se poate. Și asta e, de asta nu-mi place mie. Că din eu v-am spus, din privat, provenind, simt cât e de greu să ai niște angajați, să plătești niște taxe, niște impozite. Da, povara este una destul de mare pentru deci mediul privat din acest punct de vedere. Eu știu cât e de greu să când vine 25 ale lunii, când trebuie să te duci la finanțe, să duci să-ți plătești TVA-ul, să-ți plătești impozite. Cam tremură mâna. Da, e dureros. Și după aceea te doare, cel puțin pe mine, când știu că plătesc fac sacrificii enorme, da, să plătesc acei bani și sunt alții angajați în diferite companii de stat care pur și simplu beneficiază de acei bani ai privaților fără să facă nimic, mare lucru. Da, și e dureros. Credeți că s-ar putea schimba asta la noi în România? Că se discuta odată cu această reorganizare administrativ-teritorială, se discuta și despre o triere așa a funcționarilor publici din România, lucru care nu s-a întâmplat, mai mult am văzut și la nivel central, au fost făcute mai multe angajări, s-au reglat cumva lucrurile, dar credeți că ar putea totuși să se întâmple ceva din acest punct de vedere și să se schimbe lucrurile, să se schimbe viziunea până la urmă cu privire la posturile acestea publice? Eu mi-aș dori, sincer, mi-aș dori să se întâmple acest lucru. Și când se va întâmpla acest lucru, atunci o să înceapă să ne meargă mult mai bine. Pentru că ieși această, acum, faptul că Uniunea Europeană va impune acest lucru. Și Doamne ajută să se întâmple acest lucru. Din câte am înțeles, dacă nu se va face acest lucru, nu vom mai primi fondurile europene necesare. Și așa le primim. Și știți și dumneavoastră, cred că mult prea bine, fiind o comună relativ mică din județul Hunedoara, cred că ați fi vrut să implementați poate unele proiecte, doar că nu v-ați încadrat, că nu erau suficient de mulți locuitori. Sunt foarte multe condiții așa, care trebuie îndeplinite pentru a primi acești bani europeni și atunci degeaba își dorește un primar să facă mai mult, dacă este legat de mâini și de picioare. Nu reușeam să fac aceste lucruri care le-am făcut în comuna Cerbăl fără sprijinul acestor bani europeni și guvernamentali. Pentru că, v-am zis, bugetul local, bugetul nostru propriu nu ne permite să... Un buget care este din taxe și impozite. Mai aveți deci taxele și impozitele noastre sunt undeva la... Vorbesc de bani vechi, undeva la 1 miliard de lei vechi. Adică 100.000 de lei. Adică cu banii ăia de-abia ne plătim iluminatul public. No. Dacă n-are insuficient. Insuficient din toate punctele de vedere. Fără acești bani europeni n-am fi putut. Dar mă bucur că am reușit să-i accesăm și să facem, să mișcăm lucrurile acolo. Asta e important. Sunt mulți cei din Ținutul Pădurenilor, cei din zona Hunedoarei, din tot județul până la urmă, care apreciază foarte mult tot ceea ce înseamnă acest ținut, ceea ce înseamnă tradițiile, portul, peisajele, care sunt așa un mod excelent de a-ți reîncărca bateriile. Credeți în turismul dezvoltat la un alt nivel în această zonă? Că tot vorbim și se tot vorbește și sunt oameni și de la nivelul județului și în țară care spun că turismul poate fi un motor economic foarte bun pentru România, pentru tot ceea ce înseamnă economia acestei țări. Putem să începem de aici sau ar putea să se înceapă cumva de aici mai de jos această dezvoltare?
Bineînțeles, eu consider că și turismul este unica șansă de supraviețuire, să spun așa, de a comunității din Cerbăl și din Ținutul Pădurenilor. Pentru că eu consider că are un uriaș potențial Ținutul Pădurenilor. Eu am început chiar în 2019, poate știți despre acel festival al plăcintelor pădurenești. Ați cam șocat atunci pe toată lumea când ați venit cu un alt mod de a prezenta acest festival. Ați făcut tot felul de filmulețe, de clipuri pentru a promova și mai bine festivalul, un mod cât mai actual și așa în trend cu ceea ce se întâmplă pe rețelele de socializare. Da, și am constatat că lumea este dornică și celor care vin din exterior le place să vadă ceea ce avem noi în Ținutul Pădurenilor. Adică se bucură foarte mult când văd costumele noastre tradiționale, care sunt unice și sunt cele mai frumoase din țară. Se bucură de gastronomia noastră pădurenească, de obiceiurile, de tradițiile noastre. Și mă bucur că am reușit să fac acel festival prin care le-am arătat celor prezenți acolo obiceiurile, tradițiile noastre și plăcintele noastre, gustul desăvârșit al plăcintelor pădurenești. Puteți să veniți astăzi cu o plăcintă pădurenească să le facem poftă și celor care ne urmăresc. Vă invit la această ediție din acest an, în august, să le gustați acolo. Cu siguranță va... Acum, ne plac deja, stați liniștit, le-am încercat, sunt foarte bune. Da. Să sperăm că are cine să ducă mai departe aceste tradiții, inclusiv cele culinare în zonă, pentru că e nevoie de, până la urmă, de promovare și acestor gustoase preparate de aici. Da, eu sunt alături de toți cei care vor să facă acest lucru. Eu chiar am lucrat la această promovare foarte mult. Am văzut. Și mă bucur că a avut succes. Și văd, constat că pe zi ce trece, ajung în Ținutul Pădurenilor din ce în ce mai mulți oameni. Și mă bucur că, adică... Și asta nu doar atunci când sunt anumite evenimente, nu? Când e festivalul. Pur și simplu, în weekend vin zeci, sute de mașini. Oricum, mai avem mult de lucru. Mai avem mult, mult, mult de lucru, dar... Sunt cetățeni care poate s-au gândit să-și deschidă și puncte gastronomice în zonă? Da. Sunt deja deschise? Sunt și se vor mai deschide în continuare. Cum să nu? Da, deci sunt foarte multe în Ținutul Pădurenilor puncte gastronomice. Iată, puterea exemplului, da. Că mă gândesc că și aici, pentru început a fost destul de dificil, sau primul a persoane care și-a deschis un punct gastronomic, da. Cred că a făcut-o așa, destul de timid. Păi bine, acum toate lucrurile le facem cu timiditate, pentru că nu știm dacă o să ne iasă sau nu o să ia. Dar se pare că lucrurile merg pe făgașul cel bun. Pe făgașul cel bun și am observat că țineți foarte mult și la mișcarea fizică, pentru că mâine, de 1 mai, organizați aici un cross. Da, așa e, o premieră. M-am gândit să ies un pic din tipar, adică să nu organizez doar fiind acolo în Ținutul Pădurenilor și e o zonă etnografică, să spun așa, și cu tradiții, cu obiceiuri. M-am gândit să ies un pic din acel tipar și să fac și altceva, să mă adresez și unui alt public, să spun așa, și m-am gândit să organizăm un cross al pădurenilor și nu numai, adică crossul se numește Pădurean, dar de fapt la acest cross se pot înscrie oameni din toată țara, de oriunde. Primiți da. Toți, deci nu doar hunedorenii și în alte există, zone ale țării, da. Dacă doresc să participe. Să participe, iar la final, după ce se va încheia concursul de cross, vom sărbători cu toții ziua muncii, așa cum se sărbătorea dată cu mici, cu bere, cu petrecere. Ziua muncii, dar mâine ne odihnim. În pădurea rotundă din Poiana Rechițelii. Deci mâine la ora 16 vor începe înscrierile pentru cross, la ora 17 va începe crossul propriu-zis, alergarea propriu-zisă. Cât vor avea de alergat? 10 km. Din satul Socet până în satul Poiana Rechițelii.
La final va fi premiera, iar apoi vom avea câteva surprize acolo. Vom avea un cinema în aer liber, vom avea discotecă în aer liber. Deci lucruri care nu s-au mai întâmplat în Ținutul Pădurenilor. Eu așa am considerat că făcând astfel de evenimente, se promovează zona și faci cât mai mulți oameni. Da, am rămas surprins ieri m-au sunat, câțiva au văzut pe Facebook și s-au interesat de eveniment din Cluj, oameni din Cluj, oameni din Arad. Pe care nu-i cunoaște. Nu, nu, pur și simplu nu știu cum au... Sunt prieteni nu știu, sau... Sincer, nu știu cum au aflat numărul meu de telefon. Dar m-au sunat să-mi ceară detalii și mi-au spus că vin din aceste mari orașe, vin la noi. Nu. Și eu sunt convins că o să fie plăcut surprinși de ce vor vedea acolo. Cu siguranță. Da. Chiar eu aș vrea să se întâmple acum, deși nu avem obiective turistice în comună și chiar în Ținutul Pădurenilor nu prea avem foarte multe obiective turistice. Aveți să te duci să vezi, de exemplu, obiectiv, natura aceea asta minunată deci, care exact, bate exact. Orice alt monument. Deci acum eu așa îmi gândesc la un turism din ăsta de natură, adică pur și simplu să vii acolo, să vezi seara, să stai, să vezi stelele, să te bucuri de lucruri ciripitul păsărelelor. Nu mai prea știm să ne bucurăm, din păcate, de aceste lucruri simple, să ne bucurăm că, nu știu, ne suflă vântul în păr, că ne stăm la soare, ascultăm atât, păsările, da, apa. Suntem atât de prinși de problemele astea cotidiene, de stresul ăsta cotidian. Cu adevărat importantă, chiar, de fapt. Da. Și eu aș vrea să scot în eveniment, să aduc cât mai mulți oameni acolo, să simtă, pentru chiar acolo simți o energie a naturii, și să-i fac pe oameni să vină acolo. Și ușor, ușor, localnicii să-și deschidă mici afaceri și să trăiască din aceste mici afaceri. Deci, eu tot timpul și în alte emisiuni am mai spus, pentru mine, Maramureșul, de exemplu, este un etalon. Deși noi avem costumele, tradițiile și ele, le avem mult mai frumoase decât cei din Maramureș. Așa vor spune și cei de acolo. Cu siguranță, da. Dar noi suntem cu mult în urma lor. Ei cred că au început cu ceva ani în urmă, mulți ani, zeci poate, această promovare. Noi am rămas în urmă, dar acum... Și cum spuneți, acolo și Maramureș au învățat să o fac așa din casă în casă, efectiv, că da, cred că văzut. Aproape în toate... Deci se poate, deci acolo se poate, toți trăiesc din turism. No, și asta e ideea, că și noi putem să trăim, să nu mai fie nevoiți oamenii să plece la oraș, să se angajeze în, nu știu unde, la un exemplu, nu știu, la bază, la... vânzătoare la magazin când poate. Acceptă până la urmă orice, pentru că nu aveau alternativă. Da, nu aveau alternativă. Sau... De aceea s-a depopulat foarte mult Ținutul Pădurenilor, că într-adevăr este foarte depopulat. Majoritatea pădurenilor acum trăiesc în municipiul Hunedoara, în municipiul Deva. Nu. Eu mi-aș dori enorm de mult să se reîntoarcă acolo. Eu fac tot posibilul, tot ce îmi stă în putință să-i fac pe oameni să revină și acel ținut al pădurenilor să prindă viața. Viața de odinioară, doar că într-un alt ritm, putem spune că lucrurile s-au schimbat și este firesc să ținem pasul cu ele, chiar dacă suntem reticenți uneori atunci când vine vorba de anumite schimbări așa majore în viața noastră. E limită de vârstă la acest cross? Nu. Deci nu ați spus și aici, să înțelegem că și primarul Mircea Costa va fi aliniat la start, nu? Nu, eu voi fi la finish. Eu aștept la finish. Deci nu veți alerga mâine. Nu, mâine nu voi alerga. Sunt doar cu organizarea și cu pregătirile acolo și voi fi la finish, îi voi aștepta, voi fi la premiere. Da. Deci vor primi și premii? Da, bineînțeles, vor fi și premii în bani. Da, vor fi premiați. Locurile 1, 2 și 3 vor fi premiate. Da. E atipic, cumva. Și apoi, v-am spus, apoi avem pregătiți mici și bere, cu titlu gratuit participanților, bine, în limita stocului disponibil, să zic așa. Cum este firesc să se sărbătorească întâi mai până la cum se sărbătorea odată? Eu mi-amintesc... Așa, o petrecere câmpenească... Mi-amintesc că mergeam când eram mișcare. Copil la Hunedoara și părinții mei locuiau în Hunedoara și locuiesc în Hunedoara și mergeam cu ei la pădure, la chizii, la pădure, la grădina zoologică, acolo în jur. Și așa se sărbătorea ziua de 1 mai. Da. Și așa m-am gândit și eu, băi, stai, numai am vrut să o combin și cu sportul. E prima ediție aceasta? Da, e prima ediție și sunt convins că nu o să va fi fie, ultima, nu? Nu va, cu siguranță nu va fi. O să fie un succes și atunci vom merge mai departe și în toți anii vom organiza acest
și în perioada următoare mă o să gândesc acum și alte evenimente. Deci cât mai multe evenimente prin care să-i fac pe oameni să vină să descopere minunatul ținut al pădurenilor. Minunatul ținut al pădurenilor, cum spuneați, înseamnă și un port popular extraordinar și aveți aici în comună și un ansamblu. Da, un relativ nou care, înființat, exact. De un an de zile am înființat. În comună aveam un ansamblu la Feregi, în urmă cu, poate chiar cred că 10 ani, de 10 ani nu mai este acel ansamblu, pentru că, nu, din păcate, v-am spus, oamenii au înaintat în vârstă și tinerii au cam plecat din zonă și nu au mai avut cine să ducă mai departe acest. Dar acesta iarăși este un proiect de suflet al meu. Am zis, bă, nu, eu trebuie să dau viață iarăși ansamblului. Cerbălul era un etalon, avea ansamblu și nu pot să las așa. Și am înființat un ansamblu, deși acum cei care sunt în ansamblu, membrii ansamblului, nu sunt doar din comuna Cerbăl. Ei sunt și din alte comune ale Ținutului Pădurenilor și chiar sunt câțiva din Hunedoara. Dar chiar avem foarte mulți. Avem undeva la 60 de membri în ansamblu. Chiar foarte mulți, da. Pentru săptămâna zonă, viitoare, când ne gândim chiar așa săptămâna la... viitoare vom participa la în Giarmata, la Timișoara. Suntem invitați acolo, m-a invitat domnul primar de acolo să merg cu ei. Și sunt mândru că putem participa la astfel de evenimente și le vom arăta și lor dansurile noastre populare, brâul nostru pădurenesc, portul popular. Deci dacă mâine nu alergați, dansați la Giarmata sau? Da, aia cu siguranță voi face, da. La acolo mă bag la dans, îmi place. Acolo vă joc, place, joc îmi place, da, joc îmi place, mă îmbrac în costumul pădurenesc și cu siguranță aia voi face. Așteptăm, poate ne trimiteți niște filmulețe de acolo. Cu siguranță, de ce nu? Cum să așteptăm, nu? Pentru că trebuie promovate și aceste lucruri. Ne dorim cu toții să se păstreze tradiția, să o ducem mai departe, să... dar trebuie să o și promovăm și trebuie să o apreciem până la urmă, atunci când, iată, avem un ansamblu aici la Cerbăl. Probabil că ați reușit destul de greu să-l conturați, dar da, v-am spus, rezultatul nimic, este nu, unul nimic nu e ușor, dar cu multă muncă și perseverență. Mai ales că sunt zone care, poate, cum spuneați, nu mai sunt atât de mulți tineri. De exemplu, acum în Ținutul Pădurenilor sunt doar două, la Lelese și la Cerbăl. Noi mai avem. Domnul primar de la Lelese, el are un ansamblu la fel ca și mine. Și la fel de dansator, nu? Da, bineînțeles. Că vă place jocul. Da. Chiar domnul primar de la Lelese are, dacă nu mă înșel, în 12 mai face și el un eveniment cu prezentarea portului pădurenesc, unde suntem și noi invitați și vom dansa acolo pe scenă de la Lelese. Foarte frumos. Cu siguranță vor fi și alți hunedoreni care vor veni aici să vă vadă. Cum vedeți dumneavoastră comuna Cerbăl peste 20 de ani? Peste 20 de ani? Că la cum se mișcă lucrurile la noi în țară e greu să spun, sau probabil că nu are sens să vă întreb peste 5 ani, peste 10 ani, că birocrația ne mănâncă zilele și atunci mergem așa pe 20 de ani. E complicat să spun, v-am zis, nu știu ce se va întâmpla cu această regionalizare, dar eu știți cum o văd? Eu văd cum este Maramureșul acum. Acolo unde, adică eu mi-am tind să cred că voi reuși, și nu numai eu, ceilalți primari din Ținutul Pădurenilor cu ceilalți promotori ai Ținutului Pădurenilor, să facem, să-i dăm viață Ținutului Pădurenilor. Și eu vreau să prindă viață și vreau să văd că, de exemplu, eu acum mai am în comun în toate cele 8 sate undeva la 450 de locuitori. Aș vrea să văd că peste 20 de ani sunt 2000 de locuitori. Am spus acum așa. Deci ceva de genul. 2000 în comuna Cerbăl, alte 3-4000 în Ghelari, în Lelese, alte 2000 și de persoane. Există șanse, dacă adică stăm să ne gândim să fie, că totul este ciclic. Să fie populat. Și dacă la un moment ca lumea dat aveam se întoarcă în acele zone,
mii de oameni, probabil. Da, a fost o perioadă în care au fugit la combinat, fie în alte județe, chiar și în alte țări care au plecat. Și chiar cred și eu în această ciclicitate cumva și că aceste zone se vor repopula. Să nu uităm în pandemie ce s-a întâmplat, când foarte mulți oameni au fugit înspre mediul rural, așa, au rupt asfaltul, cum se spune, și au ales să se mute din nou la țară, cum se spune. Și chiar cred că deci, Doamne ajută să se întoarcă la țară. Și lideri buni care să știe cumva să ghideze aceste lucruri, e foarte posibil să se întâmple asta și mai ales dacă mai sunt și oameni chiar și veniți din alte părți, că până la urmă contează să se dezvolte zona. Așa. Ceilalți, dacă își doresc să facă mai mult, bine, dacă nu, să-i lase pe cei care pot să facă câte ceva și asta e important, ca o comunitate să fie unită, indiferent de unde provin acei oameni. Doamne ajută, deci ar fi minunat să se întâmple acest lucru, să se populeze aceste zone rurale. Dar numai să nu mai fie pandemie, adică să nu fie, fără să existe acel motiv de a se muta. Domnule primar, nu știu cum mă uit la ceas, am ajuns la finalul emisiunii. Aoleu, așa repede a trecut. Dar nu vă las să plecați înainte să le transmiteți un mesaj oamenilor, pentru că mai sunt doar câteva zile și sărbătorim învierea Domnului. Așa e. În primul rând vreau să le urez sărbători fericite, minunate și vreau să mulțumesc, în primul rând, vreau să comunității din Cerbăl pentru toată încrederea pe care mi-au acordat-o în acești ani în care eu am fost primarul lor și mi-au demonstrat că în aceste zile mi-au demonstrat că îmi sunt alături și vreau să le garantez că și eu voi fi alături de ei și în perioada următoare. Un Paște fericit tuturor și Doamne ajută la toată lumea! Doamne ajută să vă duceți toate proiectele la bun sfârșit, să fim cu toții sănătoși și să ni se păstreze așa cumva mintea liniștită, dar în același timp și destul de ageră pentru a putea să facem cât mai multe pentru comunitate, pentru toți cei din jur. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Sărbători cu bine să aveți. Mulțumesc. Asimenea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!